Am avut 17 ani, am început să colaborăm în 99, când eu încă nu eram regizor de teatru cu diplomă, eram un student la teatrologie. Am dramatizat unul dintre cele mai frumoase romane pe care le-a scris Copilul Divin și am făcut o invitație. I-am scris, atunci calculatorul era în fază de început, i-am scris o scrisoare pe adresa editurii de la Paris, i-am spus cine sunt, am încercat să fiu cât de sincer am putut și colegii mi-au spus, ești nebună, cum să vină Pascal Turner în România. În 99 părea așa, utopie. Iar la 2 săptămâni după ce am trimis această scrisoare, am primit răspunsul oficial cu bine. Evident că n-am crezut până în momentul în care nu l-am văzut pe sala de spectacol. Premiera s-a întâmplat atunci la Teatrul de Comedie, erau toți studenți, toată distribuția. Cei care au jucat atunci, acum sunt actori care au experiență și nume. Iar Pascal, după ce s-a terminat spectacolul, ne-a propus să facem o trupă de teatru în mod oficial. Deci, trebuie să ne înființăm ca o companie de teatru, așa cum funcționează în teatru, în Franța. Asta am făcut. Compania de teatru pe care el a botezat-o se numește Daia. S-a înființat în 99, imediat după această premieră de la Copilul Divin. El a devenit președintele onorific al companiei și de atunci fiecare proiect pe care scoate sub sigla Daia este girat de el, ne consultăm pe fiecare dramatizare pe care o alegem să facem și îi mulțumesc doamnei Maria Morgenstern pentru că în calitate de director al Teatrului Evreiesc, mi-a găsit unul dintre cele mai îndrăznețe spectacole pe care le-am făcut, după textul lui Pascal Turner, Poții de frumusețe. Am și ales de pe YouTube un filmuleț pe care vreau să-mi pun, pentru că dacă el era aici, vă povestea cum am perceput acea experiență. Avem tot timpul la discuție să povestim despre Turner.